Constantin Budescu, atac neașteptat la conducerea FCSB, replica lui Gigi Becali Nicolae Dic. Mijloc a sublinierea Constantin Budescu s-a arătat extrem de nemulcumit de faptul ce antrenorul Nicolae Dic a fost schimbat la pauza meciului cu CSU Craiova. Mă simt nerespectat, m-am simțit folosit, a spus Budescu. Ultima oră, FBI, perchezi la avocatul lui Donald Trump. Poliția federală a confiscat mai mult documente. Eu nu am pecit nimic, nu subliniere tiu, nere. De ce m-au schimbat? Nu am apucat să vorbim, probabil o decizie tactică. Normal ce sunt supărat, mă simt un pic nerespectat, dar asta e. În această seară m-am simțit un pic folosit, ca să zic a sublinierea. Cât s-a făcut treaba cu mine. Apoi m-au scos la pauză, nu am înțeles de ce. Nu cred ce este normal, sublinierea, cred ce jucătorii merit respect, pentru ce sunt jucători care au 30 de ani, au experiență, sublinierea, nu trebuie schimbați la pauză. Probabil o să vorbesc mâine. Nu am avut nervi. Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat în această seară. Este alegerea lor. Eu am încercat să mi fac treaba pe teren. Acum, ce mi-am făcut-o bine sau rău, e treaba lor să se uite. Nu am de ce să mă feresc, sublinierea, probabil o să le spun sublinierea lor. Le-am spus ce nu este normal să se întâmple, acum ce ei au ales să fac din nou lucrul ăsta, mă simt un pic, a sublinierea, frustrat. Dacă ei cred că sublinierea este normal să se întâmple cu jucătorii. Nici măcar, nere. Nu mi-au spus motivul schimbrii. Nu am înțeles schimbarea oricum, asta e, nu mai contează. Important este ce am când subliniere tigat, a declarat Budescu. În replic, Dic a afirmat la Digi Sport ce l-a schimbat la pauz pentru ce nu făcea bine faza de feminism. De multe ori, Budin nu reu subliniere ia se coboare cu mijloca sublinierei centrali. Trebuia ca unul dintre mijloca sublinierei no subliniere tricentral să meargă mai sus, să devenim un 4-3-3, pe faza defensivă. L-am schimbat pe Budi pentru a-l bega pe Tenase, care face faza defensiv mult mai bine. Eram în avantaj, am vorbit cu Budi înainte de acest joc, pentru ce are o problemă la genunchi. I-am spus lui Budi să dea totul 45 la 50 de minute, să avem avantaj, apoi îl voi schimba pentru ce mai avem nevoie de el în alte meciuri, e un jucător important pentru noi.
A subliniere am discutat cu el înainte, o să discut sublinierei mâine, nu i-am spus sublinierei la pauză, pentru ce nu am mai avut timp. La rândul său, financatorul FCSB, Gigi Becali, l-a criticat pe mijloc a sublinierea Constantin Budescu pentru faptul ce subliniere i-a atat nemulcumirea fac de antrenorul Nicolae Dic pentru ce l-a schimbat la pauza meciului cu FSU Craiova. Îi răspund eu lui Budescu, dacă nu i-a răspuns Dic. O să sublinierei vorbesc cu el. Nu se poate ce fac ei ce vor sau ce dau declarații cum vor ei. Se, sublinierei fac datoria, ce nu l-am angajat sublinierei i-am scris un contract ce trebuie să joace 90 de minute, el, Budescu. Asta e răspunsul pe care îl dau lui. Îi mulcumesc pentru ce a făcut, dar asta nu înseamnă ce zici tu ce vrei sau faci tu ce vrei la echip, ce trebuie să te jucne pe tine tot meciul. O să vorbesc sublinierei cu el. Dar cine te crezi, băi, Budescule? Ce, crezi ce e subliniere la Astra sau ce? E subliniere la Steaua, subliniere la Becali, patron, nu faci ce vrei tu. Nu cumva sacrific me echipa Steaua pentru tine, Budescule, o să îi spun. O să îi punem numele Budescu. Că subliniere ti echipa cu 2-0 subliniere i tu faci pe supratul? Înseamnă ce pe tine nu te interesează echipa, te interesează de tine. O să reglez asta, eu, mâine. Mâine, în faca întregii echipe. Eu să le mai spun încă ceva. Voi sunteți fotbal subliniere ti? Eu zic ce fotbal subliniere ti sunt ea care când arbitrul fluier, chiar dacă nu are dreptate arbitrul, se ridic subliniere i nu zic nimic. Ce tot vociferați, comentați voi, ce e asta? Asta e golnie. Când arbitrul fluier, gata, la revedere, asta e. Nu mai comenta nimic dacă vrei să fii fotbalist. A sublinierea a vrut antrenorul să fie schimbat, ce îi de raportul lui? Ce, dă-mi raportul la ajutor? Am luat-o razna? L-am cocolo sublinierea IT prea mult, a sublinierea e, a declarat Becali, la Digisport. FCSB a învins, luni, pe Arena Național, cu scorul de 2-0, 1-0, pe FSU Craiova, în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului Ligii 1. În urma acestui succes, FCSB se distanțează la 2 puncte în fruntea clasamentului, fac de ocupant al locului secund CFR Cluj, care a remizat, duminic, pe teren propriu, scor 1-1, cu Astra Giurgiu.